John Chupa. John Newman. John Newman. Festivalul a primit 400.000 de euro de la bugetul local, ceea ce, conform organizatorilor, reprezintă mai puțin de 10% din costuri. Două treimi din acestea se așteaptă să fie acoperite din bilete, iar restul de la sponsori și parteneri. Muzica de dans va fi genul principal care va putea fi ascultat la cel mai mare festival care a avut loc vreodată în România, după cum apreciază organizatorii. Este o cifră foarte realistă să avem între 60 și 100.000 de participanți pe zi, asta plasându-ne printre cele mai mari festivaluri și cele mai importante din Europa. Până acum s-au vândut 25.000 de abonamente. A fost anunțat și conceptul festivalului bazat pe poveștile tradiționale românești. Vorbim despre Harapal, vorbim despre Greuceanu, vorbim despre Prâzea cel Voinic, vorbim de Leana Cosânzeana, vorbim despre Balaur. Toate aceste personaje vor fi parte din conceptul creativ care stă în spatele festivalului. Conferința de presă a fost întreruptă de apariția unui personaj neașteptat. Să intre împăratul roșu! În anul Domnului 2015, cetatea Clujului va deveni târgul cel mai târg dintre toate târgurile! Festivalul Untold va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 30 iulie-2 august.